Liderul Partidului Mișcarea Populară, europarlamentarul Eugen Tomac, s-a întâlnit vineri la Deva cu membrii de partid din județul Hunedoara. Eurodeputatul susține că pentru a nu se mai repeta eșecul din 2020, când PMP nu a intrat în Parlament, singura soluție este crearea unei alternative de dreapta. Potrivit liderului PMP, statul, prin decidenții săi, nu este capabil să apere interesele românilor, pentru că nu există o viziune în acest sens. Una din marile provocări pe care le are țara noastră în momentul de față este incapacitatea statului, prin decidenții lui, de a-și apăra propriile interese. Las la o parte temele sociale și economice, pentru că aici sunt incoerenți și incapabili să ia decizii. Vedeți că tot timpul vin și spun, eliminăm pensiile speciale, nu le mai eliminăm. Avem o nouă lege a salarizării, nu o prezintă nici până la această oră. Reformăm sistemul de pensii, mai mult încurcă pe toată lumea, nu sunt în stare să facă nimic. Pierd banii europeni, pierd banii pentru spitale. Nu mai vorbesc de sistemul de învățământ, sistemul de sănătate. Toate merg din rău în mai rău, tocmai pentru că la nivel de leadership, președinte, prim-ministru, cei care trebuie să ia decizii, nu au o viziune pentru țară. Eurodeputatul mai susține că pentru a nu se mai repeta eșecul din 2020, când PMP nu a intrat în Parlament, singura soluție este crearea unei alternative de dreapta, o construcție solidă axată pe prioritățile pentru țară. Deci trăim vremuri complicate și din acest punct de vedere cred că România așteaptă, cetățenii români așteaptă de la oamenii politici o alternativă credibilă la ceea ce avem în momentul de față pe scena politică și de aceea, ca să vin din prima în răspuns la tema pe care ați ridicat-o, evident că noi privim cu multă responsabilitate și cu optimism nevoia de a crea o alternativă credibilă la actuala putere. Din mai multe motive. În primul rând, pentru că electoratul de dreapta a rămas orfan.